au trecut aproape 4 luni de când Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață, dar ancheta morții artistului se adâncește tot mai mult. Carmen Obârșanu, avocata familiei solistului, a făcut acuzații grave la adresa lui Doru Gușman, impresarul interpretului de muzică populară, dar și la adresa medicilor care l-au tratat pe bărbat. Carmen Obârșanu îi consideră vinovați pe medicii care s-au ocupat de Petrică Mâțu Stoian. Avocata a declarat recent, pentru Star Popular Ro., că există anumite lucruri care nu se leagă în anchetă, cum ar fi declarațiile doctorilor de la urgențe, la ajutorul cărora artistul a apelat pentru că se simțea rău. Am întrebat-o pe doctorița de la urgențe, i-ați pus un stetoscop pe spate? Mi-a răspuns că nu, poate colega ei. M-am uitat pe declarație, nici colegă nu l-a consultat cu stetoscopul, a mărturisit Carmen Obârșanu. Avocata a făcut acuzații dure și la adresa lui Doru Gușman. Ea și surorile artistului sunt de părere că impresarul lui Petrică Mâțu Stoian nu a ținut cont de faptul că solistul era bolnav, ci a luat cât mai multe evenimente, pentru bani. Petrică Mâțu Stoian avea încă din 30 octombrie o afecțiune pulmonară care punea sub semnul întrebării recomandarea unui tratament în camera hiperbară. Degeaba spun Gușman și fiică sa, ei au o mare parte din vină. Mâțu a avut COVID, cine l-a tratat? Fata lui Gușman. Gușman la câte spectacole l-a dus ca să scoată bani, ia să vedem. Vă dați seama că și sora lui Mâțu e supărată. Maria a zis. Fratele meu, în loc să fie protejat când era bolnav, era târât la petrecerii să scoată bani. Ăsta, impresarul Doru Gușman ne.. Și-a băgat toți banii în buzunar și l-a lăsat pe mâna celor de la clinică, potrivit declarațiilor lui Carmen Obârșanu, Petrică Mâțu Stoian și-ar fi dat seama abia atunci când a ajuns la urgențe, în stare critică, că ședința în camera hiperbară i-a agravat starea de sănătate. Interpretul de muzică populară i-ar fi mărturisit surorii lui, în ultimele clipe de viață, că a greșit când a ales să meargă la acea clinică. Mâțu și-a dat seama în ultimele minute de viață și i-a șoptit surorii, am greșit, nu mă mai certa și tu? Și-a dat seama că de acolo i se trage. A plecat pe lumea cealaltă știind de unde i se trage, a adăugat Carmen Obârșanu.